După mai bine de 2 ani de la incendiul care a luat 7 vieți la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase la Constanța, a fost finalizată o nouă unitate medicală dotată cu secție de terapie intensivă. Este vorba despre un spital modular, primul realizat la Constanța în ultimii 40 de ani. Corpul modular va avea 52 de paturi, dintre care 10 vor fi doar pentru terapie intensivă, secție ce n-a mai putut fi refăcută în vechiul spital. Noua structură modulară a fost gândită ca un nucleu al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța și asigură completarea serviciilor medicale pentru vechea unitate. Ministerul Sănătății a aprobat deja noua structură, iar personalul a trecut printr-un program de pregătire și a fost instruit să utilizeze noile instalații de ventilație. Este o secție nouă, are dotări de ultimă generație și câștigul cel mai mare este că sunt circuitele gândite să fie la standardele anului 2024. Este un mare câștig pentru că toți microbii care sunt în acest spital sunt, cum să zic, absorbiți prin filtrele HEPA. De mai bine de 40 de ani nu s-a mai construit un spital în oraș, fapt pentru care deschiderea spitalului modular era mai mult decât necesară, mai ales după ce în urmă cu 2 ani și jumătate un incendiu puternic a mistuit un etaj întreg al vechii unități spitalicești. Pierdusem paturi. În momentul când, vă aduc aminte, în momentul când s-a întâmplat catastrofa aia, spitalul s-a închis. Am reușit ca 100 de paturi să le punem în funcțiune în corpul de clădire care este funcțional și acum. Acum adăugăm la paturile astea, adăugăm 42 de paturi. Serviciile medicale oferite nu erau la standardele secolului 21. În momentul de față există acea secție din clădirea veche, secție renovată atât din punct de vedere medical cât și din punct de vedere al siguranței în exploatare și există această secție nouă. Valoarea totală a proiectului se ridică la 10 milioane de euro. În plus, autoritățile au anunțat că anul acesta vor fi demarate lucrări de modernizare, reabilitare energetică, consolidare și extindere la vechea clădire a spitalului. Aceasta va costa aproape 28 de milioane de lei.